Răzvan Lucescu nu-și mai dă jos hanoracul norocos. În Grecia, Lucescu a câștigat derbiul cu AEK Atena. Lucescu a purtat hanoracul norocos, a învins-o cu 2-0 pe AEK și e la un punct de primul loc în Grecia. AEK a dat și ea gol, dar a fost anulat pentru offside. Imediat după meci, Lucescu s-a certat cu un jucător de la AEK din cauza golului anulat. It's a very good victory, still. There are 3 points against a very good team, but we have to keep the concentration. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.